Florin Câțu anunță că participanții la protestul de la metrou vor avea salariul tăiat pentru o zi lucrătoare, spunând nu vom permite să fim șantajați de un grup de oameni organizați în stil mafiot. Asta spune Florin Câțu. În viziunea lui Florin Câțu, sindicatele sunt organizații de tip mafiot în România. Protestul la locul de muncă, greva, e. Acțiune de tip mafiot, așa o vede Florin Câțu. Asta s-a întâmplat vineri, la Metrou. Protestul angajaților de la Metrou, care nu a, nu a fost prezentat așa cum trebuie. În presă, ni s-a spus, de fapt, autoritățile ne-au spus care e motivul protestului. Ni s-a spus că motivul protestului sunt acele spații comerciale. Pentru că nimeni nu s-a gândit, sau prea puțini oameni s-au gândit, să întrebe pe oamenii care au participat la protest de ce protestează. Printre cei care nu s-au gândit să facă lucrul acesta e și Cătălin Drulă, care vine cu acuzații extrem de grave. Dar aș vrea în același timp să le cer scuze pentru că câteva zeci de miniștri ai transporturilor în ultimii 20 de ani au lăsat un buboi enorm să se formeze Grea moștenire. la metroul bucureștean. O mafie. Câtă vreme sunt eu aici, vă asigur că statul nu va ceda niciun milimetru în fața mafiei. Pentru că despre asta este vorba. Despre o grupare care se comportă mafiot și atunci când interesele îi sunt atinse, recurge la șantaj. Șantaj, șantaj, grup mafiot, da? Așa descriem sindicatele în 2021 cu o guvernare neoliberală. Frumoase cuvinte adresate sindicaliștilor. Dar s-a gândit cineva să întrebe pe sindicaliști de ce protestează? Nu, n-au fost prea mulți oameni care să îi întrebe direct pe oamenii aceștia de ce protestează, care este motivul. Iar oamenii au spus clar: motivul nu e legat de spațiile acelea comerciale, care sunt administrate de firma sindicatului. Nu, era vorba despre condițiile de muncă, despre mesajele transmise, inclusiv de Cătălin Drulă, despre salariile prea mari de la metrou, despre pierderile de la metrou, despre nevoia de a face concedieri și nu angajări, așa cum ar fi cazul. Acum, poți să nu fi de acord cu aceste revendicări, dar acestea sunt revendicările oamenilor. În România anului 2021, le spunem noi sindicaliștilor care e motivul pentru care ei protestează, vine prim-ministrul, vine ministrul transporturilor să le spună lor de ce protestează ei? Oamenii au venit cu revendicările clare și au specificat ce s-a întâmplat acolo. Situația în care se află angajații de la metrou. De fiecare dată când au vorbit autoritățile, Cătălin Drulă în special, despre pierderile de la metrou, s-a referit la anul trecut. Că anul trecut au fost pierderi uh, extraordinare la metrou să compari pierderile din anii precedenți cu ce s-a întâmplat în 2020, evident că arată reavoință. Pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat în 2020 și cum a fost afectată activitatea metroului și, în general, toată economia. Sindicaliștii au explicat, protestul nu a fost despre rădoi sau monopolul spațiilor comerciale de la metrou. Nu, revendicările oamenilor au fost clare: menținerea salariilor plus personal suplimentar, adică condiții decente de muncă, iar greva ca fenomen indică demnitate, solidaritate, democrație, liberă asociere a oamenilor pentru a-și apăra drepturile legate de munca lor, așa cum scrie pe Facebook și profesorul Claudiu Turcuș. Despre, acea, despre asta a fost protestul sindicaliștilor de la metrou. Oamenii au încercat să explice, nu au prea fost ascultați, că în 2020 a fost deschisă o nouă magistrală, fără să fie angajați oameni noi. Iar în 2021 se, cere, se cer disponibilizări. În condițiile în care metroul nu poate funcționa în condiții de siguranță, fără noi angajări. Ăsta e adevărul în acest moment. Dar trăim într-o, din nou, într-o realitate paralelă în care vin miniștrii și ne spun nouă de ce protestează oamenii de la metrou, când cei care protestează vin și spun clar care sunt motivele. În legătură cu spațiile comerciale, din ce am înțeles, e un proces pe rol. Justiția să-și facă datoria și să decidă care e situația acolo cu spațiile comerciale. Sindicaliștii nu sunt niște îngeri, dar rolul sindicatelor este extrem de important. În general, în lume și în particular în România, avem sindicate pentru a ne apăra drepturile. Avem prea puține sindicate, din păcate. Dacă ești muncitor Astăzi, oriunde în lume, sindicatele ți-au obținut ziua de lucru de 8 ore, săptămâna lucrătoare de 5 zile, concediu plătit anual, dreptul la concediu maternal sau paternal, salariul minim pe economie. Sunt doar câteva dintre lucrurile bune care nu ar fi devenit realitate fără sindicate. Zi de zi, sindicatele au rolul de a echilibra măcar parțial Raportul acela de putere între angajați și angajatori rolul de a reduce exploatarea. Iar atacurile împotriva sindicatelor din ultima perioadă sunt de dreptul obscene. Poți să critici un oarecare lider de sindicat, dar chiar și acolo e treaba sindicatului, dacă omul acela rămâne în continuare Președinte, lider, membru, e treaba sindicatului. Autoritățile nu au dreptul să intervină în astfel de situații. Iar când vorbim despre un protest spontan, astfel de proteste spontane se întâmplă peste tot prin lume. Când ne uităm către acele țări civilizate, spre care tindem, vrem și noi să ajungem acolo, ca țările europene civilizate. De ce sunt condițiile de muncă mai bune acolo pentru cetățeni? De ce sunt salariile mai mari? De ce sunt mai multe beneficii? Pentru că în aceste țări sindicatele există și sunt puternice. Există și în domeniul public, și la stat, și la privat. Acolo unde există sindicate. Există și condiții mai bune pentru oamenii care lucrează. Sindicatele nu sunt perfecte pentru că oamenii nu sunt perfecți. Dar atacurile de la început de 2021 împotriva sindicatelor au cu totul și cu totul altă țintă. Aici e vorba despre probleme ideologice. Pentru că sindicatele au fost, sunt și vor fi întotdeauna asociate cu stânga. Nu vorbim despre PSD, vorbim de Stânga, în general. Iar oamenii care sunt acum la guvernare, o guvernare neoliberală, cu accente libertariene, au o problemă ideologică cu sindicatele. De fapt, despre asta este vorba. De asta, sindicaliștii sunt astăzi mafioți și teroriști în România? Mafioți și teroriști pentru un protest spontan, pentru o grevă spontană. Sigur înțeleg că a fost frustrant, că tocmai de asta e ușor să atași sindicatele. Dacă ești unul dintre oamenii care au avut de suferit vineri pentru că n-a circulat metroul, e absolut, e ușor de înțeles de ce ești frustrat și poate chiar supărat puțin pe disconfortul creat. Absolut, e ușor de înțeles situația asta. Iar atunci când vezi autorități, ministrul transporturilor, premierul și o mare, mare parte a presei, Vorbind doar despre problema aceea cu spațiile comerciale, fără să povestească aproape deloc despre motivele reale ale oamenilor care au protestat, nu ale unui oarecare lider de sindicat. Oamenii care au protestat și au exprimat în mod destul de clar doleanțele. Au spus ce vor, ce așteptări au în perioada următoare. Să nu există reduceri de personal, să se facă noi angajări pentru că există deficit de personal la metrou, asta cer oamenii, și condiții mai bune de muncă. Despre asta a fost vorba. Atacurile împotriva sindicatelor sunt amplificate în acest moment de acolo, de sus, de la guvern. Pentru că, așa cum spuneam, problema este una ideologică. Ca angajat simplu, nu ai aproape niciun fel de putere în raport cu angajatorul. Atunci când faci parte dintr-un sindicat, atunci ai putere. Am avut ocazia pentru puțin timp să fac parte dintr-un sindicat. Sindicat în presă. Și am văzut ce înseamnă să faci parte dintr-un sindicat și cât de mult ne lipsește cultura asta a sindicatului, a solidarității. Și cât de mare e frica oamenilor de a negocia condiții mai bune pentru ei, pentru a negocia condiții decente. Dar avem nevoie de sindicate, nu doar la stat, sindicate și în mediul privat, pentru că, încă o dată, în țările acelea dezvoltate, țări în care Uneori nici măcar nu există salariu minim pe economie. Nu există pentru că sindicatele sunt atât de puternice, sunt prezente peste tot, încât au loc negocieri direct cu sindicatul. Nu e nevoie să existe un salariu minim pe economie, pentru că acolo există solidaritate și o oarecare putere, un echilibru al puterii între angajați și angajatori. Când vezi astfel de atacuri împotriva sindicatelor, e important să înțelegi de unde vin aceste atacuri și care sunt motivele pentru care sunt atacate sindicatele.